Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Earn to Die 2. Data trecută am ajuns la primul checkpoint, am avut un episod mai scurt. Acum, hai să încercăm să ajungem la cel de-al doilea checkpoint. Poate să fac un checkpoint pe episod? Aș putea să încerc, pentru că vreau să am episoadele ordonate într-un fel. Gen, semi o hartă în 3 episoade. Cred că ar fi o idee. Poate ar fi episodul mai scurt, dar măcar opa, trebuie să sărim pe aici, nu vreau să cad pe acolo. Aiurea. Mamă, câte cutii. Bă, am luat cutia cu bani. Un lucru bun. Și aici ne oprim, out of fuel. Vreau să iau cât de mult combustibil pot să iau. Și după aia ne ocupăm de restul upgrade-urilor. Și tu dacă e neapărat o cale să upgradez mașina, le fac și eu de capul meu cum aș crede că m-ar ajuta. Ținând cont că rămân de fără combustibil, să iau combustibilul full, motorul full. Și după aceea punem roții nebuneli. Hai să urc și-o mai repede aici. Da. Aiurea căderea aia. Nu prea are putere mașina, aia e problema. Nu știu, sper să audă bine jocul pentru voi. Am văzut pe filmare și nu s-a auzit rău. Eu oricum am căștile mai încet, pentru că și așa volumul e destul de încet și măcar se audă la voi. La ce drumuri sunt pe aici, cred că mi-ar trebui și niște roți mai bune, sincer. Pentru că am nevoie, te ajută să urci mai bine și cred că și când cazi nu îți mai amortizează căderile, nu se lovește atât de rău mașina. E un punct bun. Bum! Sărim peste căderea aia. Nu știu unde mă duce, dar nu pare bine. Nu mai dau boost aici. Hai să dau aici, să trecem rapid prin cutiile astea. Fuck. Bă! Hai mă, dau încolo de treabă, cum nu... Deci butonul ăla n-a vrut să spargă nici acum, eu nu pot să cred. Să o luăm pe aici, pe sus. Oh, cutie de bani. Aia e bună. Și hai să terminăm și run-ul nostru. 273 de dolari. Adică, da, în dolari. Ne-ar trebui ceva special de aici. Hai să mai luăm un upgrade la motor. Și un pic de boost n-ar strica. Și poate și asta ceva ce increases the maximum speed. Mărește viteza maximă a vehiculului. Bă, ne-ar ajuta un pic. Parcă se mișcă cam în ce mașina. Aș avea nevoie de un pic de ajutor. Cu mișcarea, cu movement-ul. Ah, fuck. Boom. Mor zombalui. Oricum vă recomand jocul, sigur ați jucat celelalte jocuri. Dar celelalte acum nu știu, n-aș putea să mai joc din cauza graficii, adică mi se pare cam aiurea. Dar când eram mic, era o grafică bună pentru vremea aia. Dar în schimb asta, jocul ăsta are o grafică bună, mai ales că ești pe Steam. E ceva. Bă, da, cât trebuie să urci aici? Oho, dar m-am dus. Avem un run mai bun acum. Ai, uite acolo o cutie cu bani. Uitați-a scutiile alea cel mai greu de spart. Alt achievement. Distrugeți motorul de 20 de ori. Bine, nu cred că l-am făcut de tot.
Da, acum va rămâne să-ți protejezi motorul de a fi distrus. Sunt conștienți de chestia asta, ar trebui să o facem. Bine. Acum ne protejează boost-ul din spate, că și ăla se poate rupe. Dar o să-mi pun și bucata cealaltă de armură, să nu se mai distrugă așa de repede mașina. Oricum, ca să trecem la următorul nivel, ne trebuie multe upgrade-uri. V-am zis, încerc să fac măcar o benzinărie de-asta pe episod. Sau văd eu cum le fac. Nu prea vreau să intersectez episoadele, gen să nu bag mașina din celălalt nivel în episodul ca cu mașina asta. Dar dacă chiar nu se poate, o să intersectez. Nu e asta problema. Trebuie să urc pe aici. Mi-a trebuit și chestia aia care redistribuie greutatea, ca să dau mai ușor în obiecte și în zombie. Au, shit. Ar fi o idee și chestia aia. Să folosesc. Ah, vreau să sar acolo, dar n-am mai avut boost. Da. Am mai trecut un pic. Hai să luăm chestia asta cu greutatea. Să putem să ne mișcăm mai bine. Vor să fie probabil episoade mai scurte din seria asta, dar eu zic că merită să o facem. De ce nu? E un joc frumos. Merită jucat și de voi, adică totuși ce e 4 euro pe Steam, nu? Nu e așa de scump. Bine. Nu zic. Pentru unele cazuri, da, nu se merită să provădești banii pe jocuri, dar pentru 4 euro zic că merită. Nu consider că mi-am pierdut banii cu el și mai ales că pot să-l și filmez frumos pe YouTube. E un plus, nu? E ciudat cu boost-ul că de să-l bag pe control și stau cu mâna într-o poziție aiurea, dar na. Ne descurcăm. Ah, ce-a fost awesome? Că mi-am rupt ăla din față. Nu cred că e awesome jocule. Ah, da, trebuie să mai iau niște boost. Vreau să iau cutia aia de bani, dar vreau să mă duc acolo pe sus. De-aia tot încerc șmecheria asta. Pam, pam. Mai iau un upgrade la motor. Să accelerăm mai repede. Orice ar putea să ne ajute să trecem de zona asta. Și probabil episodul viitor o să luăm cealaltă mașină, dar na, doar o să ajungem la ea. Peste două episoade o să începem tura cu ea. Acum depinde și când am eu timp să filmez episoadele astea, dar cred că o să le prefilmez și după aia o să le pun pentru voi. Ca să, bine, să aveți unul pe zi, pentru că nu se știe ce o să se mai întâmple în viitor cu canalul meu de YouTube, cât timp o să mai am de să mă ocup și toate cele. Dar astea sunt doar detalii, voi bucurați-vă de videoclipuri. Încerc să prăpădesc cât mai puțin boost, adică nu vreau să prăpădesc prea mult. Acum, sincer. What? Bă, n-ai cum, bă, să ratezi iar acolo. Da. Sparge, mă, cutiile alea, mă. Altă cutie cu bani, perfect. Aici ați cutii de alea greu de spart și ai... S-a dus și mașina mea. Ce să mai upgradăm, ce să mai upgradăm, ce să mai upgradăm noi? Rot sau motor? Hai să mai iau niște rost totuși, pentru că e mult de urcat. Cât am filmat chiar? 10 minute? Bă, imediat, adică nu simți când trece timpul cu jocul ăsta. E un joc bun, se scoate din plictiseală și toate cele. E ceva așa frumos și pe bune, deci chiar îmi place grafica, se vede mult mai bine decât cele din desktop. Și știu, da, ești pe telefon, dar
nu-i prea joc eu pe telefon, deci PC-ul e cea mai bună soluție pentru mine. Deci o să-mi prăpădesc timpul cu telefonul, nu? Bine, e bun telefonul când pleci undeva, adevărat. Nu pot să zic mai joci un Brawl Stars ceva. Dar nu mă omor. Chiar nu mă omor cu telefonul. Mai mult pe YouTube, din când în când, când n-am ce să pornesc PC-ul să fac asta, e mai confortabil din pat. Dar altfel nu, nu știu. Bine, știu că unora le place pe telefon sau... Na, n-au un PC și pentru ei mai comod pe telefon, într-adevăr. Dau acolo, acolo, bă, deși cutia aia nu pot să iau deloc. Și uite și toate, nu pot să le sparg. Am dat o leacă cu bustulica. Poate nici nu mai încerc să iau cutia aia. Încerc să ajung la benzinărie de acum încolo. Pentru că văd că nu mai e atât de mult. Mai avem puțin, puțin de tot până la benzinăria cealaltă. Pam, pam. Aș vrea să maxim... Să maxez, să zic așa. Să duc la maxim upgrade-ul pentru rezervor. Îi crește capacitatea și toate cele. Pentru ca să nu mai am grijă de ele după aceea. Și da, nu vă luați de mine. Pentru casă e o structură corectă. Am terminat a 8-a și știu că e corectă. Bine, s-a nouă acum. Termina noua, dar în fine. În fine. Îi mai dau un pic de boost. Aoleo. Mi se rupe lama din față. De ce mai tai o zombie, bossule? Ia iurea când se rupe așa armura. Ia-o pe sus. E folositor boost-ul ăsta. E foarte folositor, după părerea mea. Te ajută mult. În diferite situații. Hai mă că am reușit mă de data asta. Dă-o încolo. Am luat și cutia de bani. Oricum nu e bine să iau pe acolo pe sus, e mai bine pe aici pe jos. Mai puține obstacole, dar am luat cutia cu bani. Ceea ce înseamnă mai multe upgrade-uri pentru noi. Și aici pot să sar mai ușor peste astea. Mai am și buz rămas. E posibil să ajungem chiar acum dacă ne chinuim un pic. Am ajuns, mă. Asta e. Și asta e al doilea checkpoint, băieți. A, e achievement-ul ăsta, 33%, 66% și 100% dacă sunt 3 părți. Oricum, băieți, aici vă las episodul, sper că v-a plăcut. Nu uitați de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!